găsit, dragi telespectatori, la ediția de astăzi a emisiunii Calea Adevărul și Viața. Astăzi suntem musafirii fratelui Victor Oțet, aici în Baia Mare. Victor Oțet este unul din liderii, din lucrătorii, din slujitorii pe care Dumnezeu îi folosește cu putere aici în nordul României, în cadrul Asociației Ortodoxe Oastea Domnului. Frate Victor, mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră și, ca de obicei, doar ce suntem pentru prima dată într-un dialog la televiziunea Alfa Mega TV, cu siguranță o să fim și în alte emisiuni și cu alte, în alte dăți musafirii dumneavoastră să vă avem pe canal, dar în această emisiune vrem să vă cunoaștem mai bine, vrem să știm mai multe despre modul în care Dumnezeu v-a chemat în slujire, despre modul în care îl slujiți, despre priorități și provocări pe care creștinii din oase Domnului le au în această vreme. Deci, poveziți-ne despre dumneavoastră, frate Victor Oțet. Victor Oțet, deci din Baia Mare. Stau în Baia Mare de 23 de ani, dar de fapt sunt născut în județul Sălaj și am venit în Maramureș, în Baia Mare, la îndemnul Domnului. Pentru că în urmă cu 25 de ani, luna trecută, pe 27 septembrie, a fost 25 de ani de când mi-am dat viața mea în mâna lui Dumnezeu, într-o bisericuță mică, ortodoxă, din județul Sălaj. Și în urma rugăciunii m-am rugat lui Dumnezeu ca să se facă voia Lui în viața mea, eram tânăr, necăsătorit. Și după multă rugăciune la mănăstire la Rohia și post, bineînțeles, Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt că planul Lui cu mine e să vin în Maramureș, să vin în Baia Mare. Desigur, abia terminasem armata, aveam 20 de ani jumate, 21 de ani, și să vii într-un județ în altul să pare o nebunie. Să vii și să spui, să crezi însuși tu, însuși că a venit la Baia Mare din județul Sălaj, că Dumnezeu ți-a vorbit, pare o nebunie. Și mai mult că Domnul a spus, eu îți voi purta de grijă acolo, pentru că în Maramureș am mulți oameni care prin tine trebuie să mă cunoască pe mine. Și credința aceea naivă de copil care se încrede total în tatăl său a fost și în mine. Și vedeți, pentru mine acest început al umblării mele cu Dumnezeu a fost atât de real. Pentru că vin dintr-o familie în care eu am 11 frați. Eu sunt în mijloc, 5 mai mari, 5 mai mici. Și a venit la Baia Mare, la îndemnul lui Dumnezeu, în 1989. În 1988 am avut acest cuvânt, la sfârșitul anului. Și a venit imediat după anul nou la Baia Mare și a crede că voi primi o locuință în Baia Mare în urma unui cuvânt, că trebuie să postesc în 3 luni de zile, 3 zile pe lună, și în ultima zi de post eu voi primi o locuință în Baia Mare, chiar că pare o nebunie, chiar că părea sau chiar și acum pare o nebunie. Dar credința aceasta de copil care s-a sălășluit în sufletul meu, în inima mea, m-a făcut să cred în totalitate că ceea ce Dumnezeu vorbește se împlinește. A spus că Domnul v-a vorbit într-un mod direct. Poate pentru cei care au rămas cu această întrebare, cu acest gând, vorbiți-ne mai mult. Cum vă vorbește Domnul, așa în mod personal, dumneavoastră și unui creștin sincer care caută și dorește să asculte vocea Lui? Mie îmi place foarte mult învățătura Bisericii Ortodoxe Primare, în special. Sunt fascinat de viața Bisericii Primare. Dacă vă veți uita
pe pagine calendarelor noastre ortodoxe, veți vedea foarte des întâlniți nume de oameni, făcători de minuni, vorbitori, trăitori cu Dumnezeu. Cred că în Biserica Ortodoxă, mai mult ca în orice biserică, Dumnezeu a vorbit oamenilor. A vorbit mult oamenilor. Eu, dacă la concret să spun cum i-a vorbit, după ce am primit pe Domnul în viața mea, o familie din sat, prieteni buni cu părinții mei, au vrut să-mi dea mie casa lor, pentru că iau în vârstă, și proprietățile lor, după ce mă voi căsători, să-mi le dea mie, și m-am gândit eu, am acceptat. 3 luni de zile deja am stat la ei și în perioada aceasta m-am gândit, dacă eu voi accepta așa ceva, orice voi face eu în viitor, cei din jurul meu, prietenii mei, vor spune că are aceste lucruri pentru că a primit de la cineva o moștenire. Și din acest motiv m-am dus la mănăstire la Rohia, pentru că de mic mi-au plăcut să merg la mănăstire acolo, rugăciunile de noapte acolo. Și am început un post de mai multe zile. Mâncam doar seara, la ora 9. Și în rugăciunea mea am zis, Doamne, dacă este după voia Ta, ca să primesc această moștenire, să o numesc așa, de la acești oameni bogați din satul meu, prieteni cu părinții mei, au lucrat la baraje, Curtea de Argeș, Bicaz, au fost implicați și părinții mei, și aș vrea să fie de la Tine. Și pentru că eu Te-am primit pe Tine în viața mea, nu ca să dobândesc lucrurile acestea materiale de pe acest pământ, ci am înțeles că relația mea cu Tine este una de suflet, una personală. Și am înțeles că lumea spirituală e veșnică, e eternă, și că în momentul când Tu îl primești pe Iisus în viața ta, practic inima ta trebuie să se oprească să mai bată pentru lumea aceasta, ci să bată pentru Împărăția Dumnezeu. Dacă e reală această spusă și cuvânt că noi intrăm în Împărăția lui Dumnezeu când îl primim pe Iisus în viața noastră, înseamnă că ea trebuie să fie reală. Nu sunt doar vorbe. Și într-o dimineață, era în postul Crăciunului, în 1988, după multe zile de rugăciune, și l-am rugat pe Domnul așa să-i vorbească, ca și cum îi vorbește unui copil, fără confuzie, deci fără ca să-l bage într-un întuneric, pentru că am înțeles că atunci când Dumnezeu îți vorbește, El nu te bagă în confuzie, îți vorbește clar, limpede, pe înțeles. Și într-o dimineață, spre dimineață, am simțit așa o prezență frumoasă a lui Dumnezeu, în care tot ceea ce eram eu a consimțit că e Dumnezeu, că e prezența Lui acolo. Și a spus în acea prezență, Dumnezeu, glasul Lui, vocea Lui, a spus, vezi că eu Te-am spus că Te voi binecuvânta. Și acum Tu decizi dacă să primești această binecuvântare sau nu. Eu doar îți dovedesc că pot să Te binecuvintezi. Și am spus, nu, Doamne, eu Te rog să-mi spui Tu ce trebuie să fac. Că eu pot să greșesc dacă aleg, dar Te rog voia Ta să se... Și a fost așa ca o întrebare. Chiar Tu vrei să împlinești voia mea? Dar așa un dialog așa de frumos, așa de plăcut. Și am spus, da, Doamne. Și atunci am spus, voia mea este ca Tu să mergi în Baia Mare. Pentru că acolo vreau eu să Te folosesc pe Tine. Și am spus, Doamne, dar nu cunosc pe nimeni acolo. Vei cunoaște zilele viitoare, vei cunoaște. Dar nu am unde să lucrez. Ce-am pregătit eu totul? Și am zis, Doamne, și aș vrea să... N-am unde să stau acolo. Vei avea de toate. Și de aceea am spus, că a spus apoi, în 3 luni de zile să postești, 3 zile pe lună, care le alegi tu? Și în ultima zi de post, eu îți voi da locuința.
De care ai tu nevoie? Că în 3 zile a venit cineva la o adunare la noi, din Baia Mare, a venit la noi în satul nostru și i-am spus că aș vrea să vin la Baia Mare. Și mi-a spus, eu fiind constructor și lucrând și cu ceramică, cu sobe de ceramică, constructor structuri este profesia mea, dar în cadrul întreprinderii unde am lucrat, 6 luni de zile am fost pregătit și pentru a face sobe de ceramică. Și ei chiar aveau nevoie de așa ceva. Acel frate care a venit acolo era un șef într-o întreprindere aici. Și a spus, adu-ți actele, pregătește-ți hârtiile și vino și ești angajat deja. Și în felul acesta, în câteva zile, într-o săptămână deja, de când Dumnezeu mi-a vorbit, deja eu eram în Baia Mare angajat. Frate Victor, spuneți-ne mai mult, cum anume l-ați primit pe Domnul în viața dumneavoastră? A fost un moment de decizie. Vorbiți-ne mai mult despre acest punct al întâlnirii în care lui cu dumneavoastră sau dumneavoastră cu el, în care ați luat o decizie fermă și ați decis să-l urmați. Da, acest moment cred că pentru fiecare om pe pământ este cel mai important moment al vieții. Un moment care te ține în viață toată viața. Deci momentul când eu m-am întâlnit cu Dumnezeu, momentul când am terminat armata la Cluj, la securitate, și am fost pregătit acolo pentru a apăra, pentru a proteja, pentru a, știți cum sunt trupele speciale astăzi, să aperi, să viața oamenilor. Și m-am gândit după ce am terminat armata, m-am gândit, am 20 de ani și jumătate. Voi începe o viață câțiva ani de zile, pot să mă distrez un pic, să fac cam ce îmi place mie, aveam o meserie foarte bună, câștigam foarte mulți bani pe săptămână. Și am zis, voi începe această viață. Și în momentul acela, prietenii de-ai mei, din jurul meu, mi-a spus, Victor, nu vrei să vii cu noi la o nuntă? Și abia venisem din armată. Și am zis, sigur, încă nu fusesem încă nici la nuntă, la nunțile noastre în Biserica Ortodoxă, deci se merge la cununie, programul religios acolo, pe urmă nunta se începe o rugăciune, se zice Tatăl nostru, pe urmă se încep cântece, tot felul de cântece, pe urmă dansezi, bei și spre dimineață mergi acasă. Și m-am gândit, sigur, nu cunosc, dar pentru că prietenii mei m-au invitat acolo, voi merge și eu. Era undeva în județul Cluj, Șoimeni, nu departe de noi, din Gâlgău al Mașului, de unde sunt eu, comuna Bălan, județul Sălaj. Dar nunta respectivă era o nuntă a oastei Domnului. Total diferit de ceea ce credeam eu că este. O nuntă în care s-a început cu rugăciune, cântări religioase și predici ale fraților din oastea Domnului. Și mi-amintesc că acolo a vorbit un frate de la Cluj, Vasile Suciu, și a vorbit din Ioan, din capitolul 3 cu 16, despre dragostea lui Dumnezeu față de lume. Știm cu toții acest frumos verset. Și atunci Dumnezeu mi-a lovit inima. Și acel moment a fost momentul în care, acest moment a fost momentul în care am spus, nu pot să fug de tine, Doamne. Pentru că la 14 ani, când am avut 14 ani, am avut un vis despre sfârșitul lumii, în care era o groază pe acest pământ, coborâtă din cer. Așa. Și eram în satul meu, eram în drum spre locul unde astăzi deja am început să fac o capelă ortodoxă. Eram în drum spre acel loc. Și
Și la un moment dat s-a deschis cerul în viziunea mea și am văzut foc din cer pe pământ și oameni și lumea strigând după ajutor. Și eu, de asemenea, dar o voce din cer a spus, vocea lui Dumnezeu, vor scăpa de această zi a mâniei, a judecății, doar cei care l-au primit pe Iisus Hristos, pe Fiul meu, în viața lor. Și acel moment m-a marcat, m-a urmărit toată viața mea. Și acel verset auzit la acea nuntă, din Ioan 3:16, așa cum am spus, m-a lovit, mi-a lovit inima mea. Și am spus, și parcă dragostea lui Dumnezeu mi-a spus atunci, nu ai unde să te duci. Te-am ales, te-am pus deoparte din pântece mamei tale pentru mine. Ei, și i-am spus unui frate, un prietenul meu, vreau când la sfârșitul nunții a întrebat fratele care a încheiat nunta, a spus, dacă cineva vrea de aici să-L primească pe Iisus Hristos, să vină în față. Și au mers 10 de tineri. Și am spus, fratele, vreau să mă ridic și eu să merg. Și a spus, nu te duce, pentru că ești la prima adunare a oasei Domnului. Și să-ți dai seama ce se întâmplă, să nu cumva să îți pară rău mai pe urmă. Dar vreau să vă spun că nu am făcut acest lucru, a continuat nunta și duminică dimineața, era sâmbătă și a continuat și duminică. Și o săptămână de zile am crezut că nu o să ajung duminica viitoare, când să merg în prima întâlnire a oasei Domnului, care era ținută într-o biserică ortodoxă din Balan, din județul Sălaj, într-o bisericuță mică ortodoxă de lemn, după urma să fie vecernia întâi și pe urma adunarea oasei Domnului, și am rămas la adunare și am zis, Doamne, știu că sunt ultimul. Așa am crezut eu și așa este când te întâlnești cu Harul Dumnezeu. Tu crezi că ești ultimul chemat la mântuire, în împărăția Lui. Și acest moment când am mers la adunarea respectivă, s-a început adunarea, o rugăciune, a vorbit un frate bătrân de la Kendrea, așa, și imediat când a vorbit, după ce a terminat el de vorbit, m-am ridicat în picioare, dar în timpul acesta am spus, Doamne, vreau să Te primesc în viața mea. Și a venit un gând, a venit diavol, a venit cel rău, stând acolo pe bancă, stând în strană, știți, în biserici ortodoxe de o parte și de alta le numim strane, unde cântă, dau răspuns preotului cei implicați. Și a spus, ești tânăr, cel rău mi-a spus, ești tânăr, ai 20 de ani, jumate, nu-i nimeni tânăr în satul tău, în oasea Domnului, dar tu, ce vor spune frații tăi? Ce vor spune familia ta? Și atunci am simțit o mână pe capul meu. O mână care a coborât în mine un foc. Ca un foc a trecut prin mine. Și m-am ridicat în picioare. Și am mers în fața altarului și am îngenunchiat. Și am zis cu voce tare, în auzul tuturor, Doamne Iisuse, astăzi îți dau viața mea în mâna Ta. Viitorul meu, ce vrei Tu să faci cu mine? Te rog să mă ierți, te rog să fii cu mine. Acesta a fost, noi îl numim în oastea Domnului legământ. Acesta a fost legământul pe care l-am făcut eu cu Domnul pe 27 septembrie 1987. Și din acel moment, frate Pețan, din acel moment, arde în mine un foc. Eu o numesc pasiune pentru cei din jurul meu, pentru cei din oameni din lumea aceasta, oameni din Biserica Ortodoxă. Seara, după ce am făcut legământ cu Domnul, am mers în satul vecin, în Kendrea. Acolo începuse adunarea, erau două camere pline cu frați și surori din oastea Domnului. Erau la rugăciune oamenii așezați. Și am îngenunchiat și eu cu prietenul meu cu care am mers.
Și acolo, în rugăciune, s-a oprit fratele care se ruga și a fost o voce de femeie în altă limbă, prorocie, o numim noi, pentru mine și a spus: tânăr, suflete tânăr de tânăr din a treia cetate de aici. Satul meu era al treilea sat de la astăzi, când tu ai făcut legământ cu mine, zice Domnul, ți-am scris numele tău în cartea vieții. Să știi că din pântecele mamei tale te-am pus deoparte pentru mine, ca să vestești Evanghelia în Biserica Ortodoxă, în România și în lume, unde te voi trimite eu. Aici te-am pus, aici să rămâi, până voi veni eu. Vor veni mulți din multe părți și vor spune: nu-i bine aici și va trebui să mergi în altă parte. Dar aici te-am pus și vei vedea că dacă tu rămâi statornic aici, unde te-am chemat eu, mii de oameni se vor întoarce prin tine la mine. În felul acesta, de atunci, arde în sufletul meu această pasiune. Da, Dumnezeu v-a dus aici, v-a creat toate condițiile, v-a pregătit din timp un loc de stat, un loc de muncă. Ce v-a dat Domnul de lucru? Nuanțați, dați-ne niște exemple despre modul în care a slujit în această zonă. Vreau să revin la un moment foarte important. Nu eram căsătorit când am venit. A venit, la toată lumea am spus, că în ziua respectivă, care era ultima zi de post, Dumnezeu îmi va da mie locuință. Toată lumea, știți ce mi-a spus? Că sunt nebun. Pentru că în lumea lui Dumnezeu doar nebunii îl cred pe cuvânt astăzi pe Dumnezeu. Și binecuvântați vor fi. A sosit acea zi. Acea zi a ultimei zile de post. A venit inginer, inginer aveam șefa noastră la mine și a spus: Victor, astăzi eu am primit o locuință. Era actele, contractul în mâna ei. Dar soțul meu vrea să primească în altă parte și cu trei camere apartamentul și locuința noastră este, care, aceasta era cu două camere și soțul meu vrea să primească unul cu trei camere. Uite, aici este contractul, actele de la locuința respectivă, era blocul nou. Dar eu îți sugerez să nu mergi cu actele respective la autorități până tu te vei căsători și la starea civilă unde vei merge, să areți actele respective și să treacă că locuiești la adresa respectivă. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut această minune. Dumnezeu a închis ochii tuturor. Viitorii mei socri mi-a spus am colegi care stau la Baia Mare, care sunt colegi cu mine și au familii și au copii și sunt de 17 ani pe lista de așteptări pentru un apartament. Și tu ai venit de 3 luni la Baia Mare și tu spui tuturor că vei primi o locuință în Baia Mare. Nici măcar nu ai buletin de Baia Mare. Nici măcar abia ai sosit aici. Tu chiar că ești un nebun. Și am spus așa: ai dreptate. Este ilogic în lumea rațională. Este ilogic să vorbești despre așa ceva, dar nu eu am spus lucrul acesta. Menționez, Dumnezeu mi-a spus mie lucrul acesta. Eu sunt în Baia Mare pentru că Dumnezeu mi-a spus să vin în Baia Mare. Și eu îl cred pe cuvânt pe Dumnezeu. Și așa a fost. Dumnezeu, minunea care a fost mare, să zic așa, după ce m-am căsătorit, Dumnezeu mi-a spus, înainte ca tu să te muți acolo, să faci o rugăciune, să sfințești acel loc prin rugăciune. Ei, în Biserica Ortodoxă, noi când facem o sfințire a unui apartament, a unei case, facem feștanie, o numim noi. Vine un preot, spune rugăciuni din psalmi și binecuvintează locul respectiv. Dar am făcut și acest lucru, dar am făcut și adunarea, a continuat adunarea. A fost apartamentul plin de oameni, de frați. O femeie în timpul adunării, o soră, o femeie din vecini, s-a ridicat în picioare și a spus, trebuie să spun o mărturie. Locuiam vecini
În urmă cu 5 ani, când s-a construit acest bloc, când era, când muncitorii lucrau la acest apartament, am văzut de la mine de pe balcon, Dumnezeu mi-a spus într-o seară, vezi acel apartament, da. Când va fi gata, acolo va veni și va locui un frate pe care îl va chema Victor. Pentru mine, aceasta a fost o altă confirmare că ceea ce Dumnezeu a vorbit era împlinit sub ochii nu doar ai mei, ci ai tuturor celor cărora eu le-am spus. Dumnezeu mi-a spus să vin în Baia Mare. Deci ați venit în Baia Mare. Acum, în partea aceasta emisiune, vorbiți-ne mai mult despre această nouă zonă de slujire pe care Dumnezeu v-a deschis-o, aici în nordul României, despre felul în care și acum îl slujiți pe Dumnezeu în cadrul Asociației Ortodoxe Oastea Domnului în această parte a țării. Da, acum în Baia Mare avem două locații unde Oastea Domnului se întâlnește. Avem o biserică frumoasă, ortodoxă, se numește Sfântul Ilie, unde o parte din frații din Oastea Domnului deci se întâlnesc acolo în fiecare duminică, și într-o cealaltă parte a orașului și în partea de centru vechi a orașului, eu fiind constructor, am, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, în casa mea acum, ați întâlnit pe această soră din Malaezia. Am avut pe suflet dintotdeauna, fiind într-o familie numeroasă, locul unde voi veni în Baia Mare să fie o casă și de rugăciune, dar și un loc unde să putem da mâncare la oamenii săraci. Și acest gând s-a născut în mine imediat după ce am venit în Baia Mare. Și Dumnezeu a vorbit acestor oameni din Malaezia într-o dimineață. Dumnezeu mi-a vorbit mie într-o noapte și mi-a spus, am să-ți împlinesc visul tău, dorința ta de a avea un loc în Baia Mare unde să fie casă de rugăciune, pentru că de multe ori în Biserica Ortodoxă unde avem noi casă de rugăciune, când trebuia să fie și adunarea, programul de adunare, fie era o cununie, fie era alt program și nu puteam să... Și mai mult de atâta, tinerii care cântă la instrumente au acest dar de a cânta. În Biserica Ortodoxă nu prea se... Așa sunt rânduielile și noi trebuie să le respectăm și nu le comentez, nu le comentăm că ar fi deprisos. Și am zis, trebuie să avem un loc unde și tinerii și în cursul săptămânii să fie programe de rugăciune, unde tinerii se poate să întâlnească, să fie studii biblice. Și am dorit acest loc și de asemenea unde să dăm și mâncare la oamenii nevoiași pentru o vreme. Și m-au sunat soțul acestei doamne de aici, care e acum la mine, și ați întâlnit-o, din Malaezia, dar din Kuala Lumpur. M-a sunat, dar după un vis de-al meu, în care Dumnezeu, așa cum v-am spus, am să-ți împlinesc dorința ta, visul tău, de a avea un loc ca și acesta. Dar și-am vorbit oamenilor mei de la capătul pământului și ei vor binecuvânta și vor cumpăra acel loc. Și m-au sunat soțul ei într-o dimineață, pentru că un prieten de-al meu, un misionar suedez, a mers și a vorbit în Kuala Lumpur și ei fiind la întâlnire acolo auziseră că ei vin din România. După adunare, ei, prietenii mei din Malaezia, prietenii mei actuali prieteni, atunci nu îi cunoșteam, a spus, vii din România? Da. Dumnezeu ne-a vorbit nouă că acolo trebuie să binecuvintezi pe cineva și să cumpărăm un loc în care să fie o casă de rugăciune, un loc unde oamenii săraci să fie hrăniți. Și a spus acest prieten al meu, misionar, chiar de acolo vin eu, zilele trecute am fost acolo. Dă-mi telefonul lui, dă-mi adresa lui. Și într-o dimineață m-a sunat soțul acestei doamne și mi-a zis pe nume. Și așa apoi am făcut inaugurarea locului respectiv. 20, vreau să vă spun, 20 de tineri
Atunci când a avut inaugurarea casei de rugăciune de la noi din Baia Mare a Oastei Domnului, 20 de tineri au făcut legământ cu Domnul. Acei tineri, mulți dintre ei, i-am luat de pe stradă, i-am luat, n-aveau de lucru, i-am luat să mă ajute pe mine să renovez casa respectivă, o casă evreiască veche. Și așa a fost începutul. Și de atunci, foarte multe sate din jurul Băii Mari, din Maramureș, foarte multe sate, am fost implicat și sunt implicat în construcție, am construit case de adunare, Oastea Domnului, și biserici ortodoxe, și cred că Oastea Domnului este ceea ce Duhul Sfânt vrea în aceste zile ca să facă prin Oastea Domnului să miște țara noastră, să izvoarele acelea, sfântânile acelea vechi să fie reîmprospătate. Și cred că Oastea Domnului are toate resursele. Prin Oastea Domnului Dumnezeu are toate resursele ca țara noastră să redevină din nou. Așa cum le place teologilor sau ne place nouă să spunem o grădină a Maicii Domnului. Dar sincer să fiu, dacă Maica Domnului, Maria, mama Domnului Iisus s-ar uita astăzi la grădina noastră, nu cred că ar place să vadă mizeria din grădina ei. Ceea ce ne-a spus acum este important și aș vrea să subliniați mai mult. De ce este important pentru un credincios, parte din Oastea Domnului, în zona ortodoxă, de ce este important ca acest legământ cu Dumnezeu să fie reînnoit? Nu știu dacă ați asistat vreodată la un botez în Biserica Ortodoxă. Acolo, când copilul se duce și este binecuvântat de către preot, acolo el rostește o binecuvântare peste copil și când îi unge picioarele lui cu mir, cu un de lemn, îi spune picioarele lui să umble în căile Domnului. Mâinile îi se ung și spun mâinile lui să lucreze în via lui Dumnezeu. Îi se ung ochii, urechile, să fie, apoi se spune, ca un ostaș al lui Dumnezeu, al Domnului, toată viața lui. Și se pune o întrebare nașului, dar practic se pune catehumenului, celul care urmează să fie botezat, actualmente copilul, care nu știe să răspundă. Dar răspunde nașul: te lepezi de Satana? E o întrebare foarte frumoasă și foarte profundă. Și copilul ar trebui să răspundă, dar răspunde nașul că poate și spune: da, mă lepăd de Satana. Ei, în Oastea Domnului, acest act al botezului, acest act al legământului, practic când spui mă lepăd de Satana și de toate lucrările lui, trebuie să îl spui tu, personal, să fii convins tu că te lepezi de el. În Oastea Domnului noi spunem că acest legământ este o reînnoire a botezului. O reînnoire, o întâlnire personală, un moment în care tu personal te decizi, în care tu personal te dai lui Dumnezeu. Pentru că acest aspect, această taină, noi o numim taină, botez, vine din biserica primară, în care cei care se botează, se botezau și urmau cateheza respectivă, ei erau întrebați personal: vrei să intri în legământul Dumnezeu, vrei să fii părtaș Bisericii lui Hristos, să fii responsabil. Nu? Și părintele Iosif Trifa, preotul, cel care a inițiat prin Duhul Sfânt, care a pornit această mișcare în Biserica Ortodoxă, deci acesta a fost, se numește un început al nașterii din nou, al omului care se întâlnește cu Dumnezeu, al omului care tu ca ortodox, gândiți-vă, noi în biserică, la liturghie, noi spunem niște taine foarte mari. Nu le-am înțeles niciodată. Deși mergeam la biserică și eu până la... și merg și astăzi, bineînțeles. Zicem noi acolo în slujbă, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și noi, biserica, răspundem ție, Doamne.
Și m-am gândit de multe ori. Nici măcar n-am știut ce am zis. Dar nici măcar n-am înțeles niciodată. Până în ziua când Dumnezeu mi-a deschis mintea și inima și sufletul meu să intru în acest legământ al lui Dumnezeu, în taina aceasta frumoasă a conviețuirii în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, pe noi înșine și unii pe alții. Noi facem un legământ atunci în biserică, când spunem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Oastea Domnului nu vrea mai mult să fie decât atât. Ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, eu personal mă dau lui Hristos și apoi unii pe alții. Și apoi mă duc la tata, mă duc la mama, mă duc la fratele, mă duc la sora. Îl întâlnesc pe vecinul meu, îl întâlnesc pe prietenul meu, îl întâlnesc cu cei cu care am copilărit, am trăit, muncesc. Și spunem exact așa ca și Filip. A mers la Natanael și a spus, uite, eu l-am întâlnit pe Mesia, l-am întâlnit pe Hristos. Pasiunea aceasta se naște în noi, în cei din oastea Domnului. Am trăit o viață în Biserica Ortodoxă, am participat la slujbe, am participat la toate evenimentele, dar o întâlnire personală cu Hristos n-am avut-o niciodată. Și cred că aceasta e frumusețea vieții de creștin, să-l cauți pe cel pierdut așa cum tu ai fost căutat, așa cum tu ai fost găsit, să-l cauți și să împărtășești această bucurie că l-ai întâlnit pe Hristos. Gândul pe care l-ați împărtășit spune ceva foarte important, este oastea Domnului oferă o deschidere și o provocare nouă a zonei ortodoxe, a trupului Hristos din zona ortodoxă, în a se lega de Dumnezeu, în a se raporta într-un mod direct și simplu și clar și decisiv, ca o decizie în a se raporta la Domnul Iisus Hristos și de a deveni parte din trupul Lui, de a-L considera pe Domnul Iisus Hristos Domn și Mântuitor al vieții personale. Am început nu de mult la nivel național, avem un colegiu biblic la Alba Iulia, avem un colegiu biblic în care profesorii implicați acolo din oastea Domnului au teologia, terminat teologia ortodoxă. Dintre ei sunt preoți ortodoxi tineri sau teologi ortodoxi foarte bine pregătiți. Și bineînțeles că studierea Bibliei, noi avem grijă ca fiind într-un mediu ortodox să nu... Pentru că vedeți, e foarte mare și pericolul între noi de a te crede un pic superior și mai bun un pic ca cei care încă sunt în biserica ortodoxă, încă cei care nu cunosc pe Domnul sau n-au întâlnire personale despre care noi vorbim în oastea Domnului, și s-ar putea să fie uneori și un exces de zel în oastea Domnului și să nu ne înțelegem misiunea noastră. Dar, deci repet, dacă și ceva nou este că îndemnăm pe oameni să citească Biblia, îndemnăm pe oameni să studieze Cuvântul Lui Dumnezeu. Și cred că acesta este cel mai bun lucru, care, printre cele mai frumoase lucruri care prin oastea Domnului, țara noastră poate să fie ridicată din nou, pentru că cred că puterea Evangheliei este singura putere care poate să schimbe o națiune. Nu de mult am fost plecat în Nepal și am spus prietenilor mei de acolo, creștinismul, deci cei din Nepal, sistemul e foarte ostil fraților de acolo, creștinilor de acolo. Și am spus prietenilor mei care sunt lideri la nivel național acolo, din multe biserici, am spus, dacă ceva poate să ridice Nepalul, este voi creștinii să fiți uniți. Nu contează denominațiunea din care sunteți voi. Voi trebuie să fiți uniți, pentru că voi nu aveți un fundament creștin, bază creștină, cum avem noi în Europa, în România. Deci nu. Deci, și dacă ceva poate să schimbe națiunea voastră, este ca voi să fiți uniți și Evanghelia.
puterea Evangheliei poate, și a unității între voi, între creștini, poate să schimbe o națiune. Și mulțumesc Dumnezeu pentru aceasta, că întâlnirea mea viitoare, deci plecarea mea spre Nepal în primăvara anului viitor, va fi întâlnirea tuturor liderilor la nivel național, în care vreau să duc experiența aceasta ortodoxă și protestantă și neoprotestantă din România, cum noi putem conviețui aici, în țara aceasta, ca și creștini. Aici în Maramureș, în Baia Mare și în zonele învecinate, dumneavoastră ca persoană, ca slujitor, frate Victor Țăt, aveți o relație cu totul specială cu lideri, cu credincioși, cu slujitori din alte zone confesional creștine. Vorbiți-ne puțin despre aceasta. Mult aș dori ca modelul pe care îl aveți aici și modul în care lucrați aici, cu o deschidere maximă, atât către preoți ortodoxi, cât și către slujitori din zona neoprotestantă, acest model să fie o provocare și pentru alte zone creștine din România. Absolut, eu cred personal că e cel mai frumos mod de a te simți parte în Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos. Personal pot să spun că eu am prieteni foarte buni, pastori din cultele neoprotestante, din Baia Mare, din alte zone. Este inadmisibil, este imposibil, tu ca și creștin, tu ca și om al lui Dumnezeu, să nu trăiești în pace, să nu colaborezi cu alții. Niciodată nu vei cunoaște pe cineva cine este el dacă nu te deschizi spre el, să ai un dialog cu el, să cunoști cine este, cum este el. Dumneavoastră ați venit la mine în casă. De afară puteți să-mi vedeți doar casa. Dar este diferit să fim în casă, să stăm de vorbă împreună, să servim ceva împreună și apoi să putem continua să avem o prietenie, o relație. Și apoi să ne rugăm împreună, să gândim, să vedem lucrurile comune care ne unesc și nu ceea ce ne desparte. Pentru că dacă noi, anii aceștia care îi avem acum, nu profităm de ei, de libertatea aceasta, de frumusețea aceasta pe care noi o putem aduce în România, a împărăției lui Dumnezeu, suntem de plâns. Vom pierde. Și de aia cred cu tărie, deci cred cu tărie că colaborarea între noi. Noi putem învăța mult de la teologii ortodoxi. Noastră știți. Sunt oameni de o valoare extraordinară, dar putem învăța mult experiențele pastorilor neoprotestanți. Felul lor cum se organizează, felul lor de implicare socială. Deci numai când ne deschidem unii spre alții, avem doar de câștigat. Dacă nu, numai de pierdut avem. Da, oare cei care ne urmăresc înțeleg tot mai mult faptul că aveți zi de zi, nu numai prin vorbe, dar și prin modul nostru de a fi un fel de a umbla cu Domnul Dumnezeu pe drum în fiecare zi. Povestiți-ne despre ceva despre umblarea dumneavoastră de zi cu zi, poate chiar într-un mod supranatural pentru unii. Pentru că umblarea cu Dumnezeu face parte dintr-o dimensiune supranaturală, dincolo de realitățile comune ale vieturii noastre naturale. Viața de creștin a umblat cu Dumnezeu pe drum. M-am gândit de multe ori la Noe, nu s-a obosit 300 de ani cu Dumnezeu să umble, nu s-a obosit. Nu ne-ar ajunge timpul să povestim de lucrurile frumoase a umblărilor noastre cu Dumnezeu. În urmă cu 3 ani de zile, o experiență cu Dumnezeu, ca să vedeți cât de real e Dumnezeu cu noi, umblă cu noi, cât de prezent e. Am fost plecat un niște prieteni de-a mei din Danemarca, m-au rugat să-i ajut înainte de sărbători să termine niște lucrări în Danemarca. Au avut determinat 10 apartamente de finisaje interioare și m-au rugat să mă duc să-i ajut. Eram deja acolo de o lună de zile, în nordul extrem al Danemarcei, într-un orășel numit Hessels,
la malul mării. Nor și într-o duminică după masa eram pe malul mării singur, soarele spre apus și m-am simțit așa de singur. Mă gândeam la tatăl meu, care în urmă cu un pic de vreme decedase și care mă gândeam cum ne-a spus el că primăvara ne-a spus în urmă cu că ne-a spus că înainte cu de Crăciun, cu o săptămână, va pleca la Domnul, că Domnul i-a spus că vine la el un om îmbrăcat în haine albe adesea și îi spune să fie pregătit înainte de Crăciun, cu o săptămână, că îl va chema Domnul la el. Și mă gândeam cum s-a trezit în acea dimineață, înainte cu o săptămână de Crăciun, cum s-a trezit, cum a mers la baie, s-a spălat, s-a aranjat, s-a schimbat în costum, s-a îmbrăcat, a ieșit din baie, pe un hol s-a pus pe fotoliu și a pus mâna sub cap și a plecat la Domnul. A trecut la Domnul, așa cum ne-a spus el. Și mă gândeam la acest aspect. Simțeam că aș vrea să-l mai am aproape, să mai am același, purtându-i și numele eu. Și mergând așa pe malul mării, mă gândeam, Doamne, sunt așa de singur aici. Cei care m-au invitat aici sunt frați. Dintr-o biserică, nu dau numele, dar nu m-au chemat niciodată cu ei, să mă duc la rugăciune cu ei. Și sunt așa de singur. Și la un moment dat am simțit o prezență așa de frumoasă. M-am gândit cum Iisus era pe mare, vedeam marea, valurile mării, venind spre țărm, m-am gândit la învățătura lui Iisus și un gând mi-a străbătut, m-a fulgerat sufletul. Și am spus, Doamne, așa aș vrea să te simt și pe tine. Și măcar ceva să-mi spui tu mie, că ești cu mine aici, la capătul pământului. Mă gândeam la Psalmul 62, în care Psalmul Iisus spune, Doamne, la capătul pământului cu inima mâhnită, strig către tine și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că e prea înaltă pentru mine. Și mă gândeam, eu sunt la capătul pământului, Doamne, ce mult mi-ar plăcea să știu că ești cu mine aici. Și mergând pe malul, pe țărm, am văzut la un moment dat scris pe nisip numele meu, Victor, numele meu cu caractere românești. Știți că nu cu capa, ci cu C-ul românesc. O bucurie nemaipomenită a venit în sufletul meu. Am făcut o poză la, poate cândva o să vă arăt și poza respectivă, și înaintând pe țărm, acea bucurie imensă, am zis, Doamne, simt că ești cu mine aici și îți mulțumesc frumos. N-am terminat de mulțumit Dumnezeu că din nou pe țărm, pe nisip, am văzut scris, te iubesc. În limba română. Te iubesc. În limba română. Nu știu, acel sentiment m-a făcut să... A dispărut din mine orice gramul acela de îndoială, de singurătate. Pentru că se înserase, deja aproape se înserase, m-am dus la locuința, la locul unde apartamentul care era chiriat acolo și am deschis geamurile și perdelele și m-am pus pe genunchi în lângă geam acolo și clădirea din fața mea era o stație de radio. Și am văzut pe clădirea din fața mea scris Stația Victor. Este și acum acolo. Deci nimeni încă n-a luat-o de acolo. O stație de radio. Stația Victor. Din nou, caracterele românești. Și atunci pe genunchi, uitându-mă la ce, am spus, Doamne, ai avut un scop tu pentru că m-ai adus aici. Ai avut un scop. Nu simplu fapt să-l ajut eu pe prietenul meu să-și termine lucrările. Și un scop. Și am zis, Doamne, te rog frumos să-mi spui care-i scopul tău. Dacă sunt aici, care-i scopul tău? Și m-am rugat toată săptămâna aceea. Și sâmbătă dimineața, Domnul mi-a vorbit inimile.
Și a spus, du-te din nord, du-te jos spre Colding. Du-te la și vizitează-l pe acel un prieten, un evanghelist, mare evanghelist în Danemarca și în România, Torkil Jorgensen. Un evanghelist în toate închisorile de maximă siguranță. Sute de deținuți din România s-au întors la Domnul prin el. Un prieten bun de-al meu. Și am pornit înspre el și am ajuns dimineața, am ajuns undeva la ora 1, deci duminica, sâmbătă seara am pornit, am rămas peste noapte în alt loc la alți prieteni și dimineața, duminica dimineața am mers la adunare cu ei și de acolo din adunare la ora 11 mi-a bătut la inimă harul Domnului și a spus, trebuie să sosești la acel om acasă, la Torchi la casă. Am ieșit din adunare, mi-am cerut scuze prietenilor și am mers și am bătut, am ajuns în Colding și am bătut la ușă la el. Deși în Danemarca nu poți să mergi la cineva acasă fără ca să nu te anunți. Dar după 3-4 minute a ieșit acest prieten al meu afară, știam că este acasă pentru că câinele era în hol, lătrând, era în lacrimi tot și cămașa era udă, m-a luat în brațe, mi-a deschis, m-a luat în brațe și a spus, ești ca un înger al Dumnezeu acum pentru mine. Victor, acum am terminat, când tu ai sunat la ușă, eu am terminat de semnat scrisoarea mea de adio către familie. Urma să mă sinucid, în care mi-am cerut iertare și scuze familiei, soției, copiilor. Pentru că diavolul mi-a luat toată puterea din mine. Și am spus, Doamne, dacă Tu nu intervii acum, eu nu mai pot să trăiesc. Și am intrat înăuntru, ne-am rugat, Domnul l-a vindecat, l-a eliberat, a venit cu mine câteva zile, apoi în România o săptămână, 10 zile. După ce am câteva, o săptămână am mai stat și eu în Danemarca și am venit cu mine și vedeți, noi nu știm cum, dar Dumnezeu cu fiecare dintre noi are un plan în viața aceasta, în lumea aceasta, în împărăția Lui, în biserica Lui. Și vedeți, când suntem deschiși spre Dumnezeu, nu contează că suntem ortodoxi, că suntem altceva, baptiști, penticostali, altceva, nu contează. Noi suntem ai Lui, noi suntem în familia Lui. Suntem în ceea ce este a Lui. Noi nu putem să aducem nimic în ceea ce este a Lui. Noi doar trebuie să ne conformăm. Spunem, Doamne, biserica e a Ta. Via în care ne-ai pus Tu este a Ta. Noi suntem slujbași acolo, slujitori acolo. Nu gândul meu, nu planul meu, ci voia Ta. Ei, abia atunci Dumnezeu ne poate, mă cred eu că Dumnezeu atunci ne poate folosi. Pentru că ați vorbit mult și de rugăciune, de post, de o viață trăită în rugăciune și în trăirea cu Dumnezeu, aș vrea așa în finalul emisiunii să vă rugați pentru cei care, cred că au fost atinși de Duhul Domnului prin cele lucrurile pe care le-a spus și poate nu numai din zona poate atei, necreștine, dar cred că mulți slujitori din noastră Domnului, poate după ce a fost urmărit aceste emisiuni, fie că sunt slujitori în poziții de conducere, fie că sunt simpli creștini, poate vor să afle mai mult, dar mai ales vor să înceapă nouă dimensiunea vieții lor, aceea a rugăciunii. Dacă ar vrea să vă rugați cu noi împreună. Dragi prieteni, prin mila și prin harul lui Dumnezeu, dacă careva dintre dumneavoastră simțiți că aveți nevoie de mila și de harul Dumnezeu într-o anumită situație în care vă găsiți și ați vrea că prin rugăciunea cu puține cuvinte pe care o voi face vă veți regăsi acolo, aș vrea să fiți în câteva momente în prezența lui Dumnezeu împreună cu mine și cu fratele Pețan și cu cei care ne urmăresc în aceste momente. În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, în aceste momente frumoase din zi,
prin bunătatea și dragostea ta cea veșnică. Îți mulțumim că ai mai lungit firul vieții noastre până aceste momente în care să putem sta înaintea ta. Doamne, Tu ne vezi pe fiecare, Tu ne cunoști pe fiecare. Nu trebuie să spunem noi multe cuvinte, ca Tu deja să știi cine suntem, unde suntem, în ce situație ne aflăm fiecare dintre noi. Doamne, în aceste momente, așa cum stăm înaintea Ta, Te rog să ne cercetezi pe fiecare dintre noi. Dacă relația noastră cu Tine este una greșită, este una de care Ție să nu-Ți placă, de care Ție să-Ți fie rușine, ne cerem iertare, Doamne, ne cerem iertare. Te rog ca sângele Tău, ca dragostea Ta de pe cruce, prin care ne-ai îmbrățișat pe noi, pe toți cei pierduți, de-a rândul veacurilor. Te rog să ne îmbrățișezi și în aceste momente, Doamne. Venim la Tine, ne întoarcem la Tine. Recunoaștem că suntem slabi, recunoaștem că suntem păcătoși, recunoaștem că suntem așa cum nu trebuie să fim. Dar venim la Tine, Doamne, și așa cum spunem noi în liturghie, că pe noi înșine și unii pe alții ne dăm Ție, toată viața noastră Ți-o dăm Ție. În aceste momente, viața noastră Ți-o dăm Ție, sufletul nostru, întreagă viața noastră și viitorul nostru Ți-l dăm Ție. Facă-se voia Ta în viața noastră, Doamne. Suntem ai Tăi, Tu ne-ai făcut, îți purtăm chipul Tău frumos și elegant. De aceea, Doamne, dă-ne puterea ca să Te slujim, dă-ne puterea ca să Te urmăm, dă-ne puterea ca să fim cu adevărat fii ai Tăi, copii ai Tăi. Îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce ești și însemni pentru noi. Îți mulțumesc pentru fratele Pețan, soția dânsului și pentru lucrarea pe care eu fac în România, în țara noastră. Îți mulțumesc pentru ei și te rog să-i binecuvintezi. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-am întâlnit și că suntem împreună lucrători cu Tine în ceea ce este al Tău. Binecuvântarea Ta, Doamne, o cerem peste toți, peste cei care ne ascultă acum, cei care sunt în suferință, cei care sunt în nevoi și nu știu, Doamne, cum să Te caute și n-au pe nimeni, dar Te au pe Tine. Lasă inima și sufletul lor să Te primească și să Te vadă, să-Ți vadă frumusețea Ta. În numele Domnului Iisus îți mulțumim, Părinte din Cer, prin Duhul Sfânt, de acum și până în veci de veci. Amin. Am mulțumesc, frate Victor, pentru timpul care l-am petrecut împreună. Cred că ce a spus a fost lucruri spuse din inimă și nu pe baza unor studii, impresii ale altora, ci pe baza unei vieți pe care a trăit-o împreună cu Iisus Hristos. Mulțumesc că ne-ați primit în casa dumneavoastră și rămân cu acest gând. În timp ce vă ascultam și mi-am notat câteva gânduri pe care le-a spus, cred că prin cele ce a spus, Dumnezeu vrea să facă lucruri noi în inima milioane de români din sfera ortodoxă și cred că, așa cum spuneați, oase Domnului este chemată pentru a fi o provocare a sfințeniei, a umblării cu Dumnezeu, a dorinței de studiere a cuvântului, a unei noi relații personale cu Dumnezeu, a unei raportări zilnice, periodice la cuvântul lui și la glasul lui. Cu aceste gânduri încheiem doar o primă discuție pe care v-am spus că o să avem și sperăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze ceea ce face aici în nordul României, prin dumneavoastră și prin slujitori sinceri, Dumnezeu să extindă și să extindă și să facă ca acea oasă a Domnului după ani și zeci de ani de oarecum marginalizare, îndrăznesc să spun acest lucru, ani în care au semănat foarte mult poate cu lacrimi și neînțelegi. Cred că Dumnezeu e vremea să ridice la un nou nivel de slujire și de impact această asociație, slujitorii sinceri din această asociație, ridice la un nou nivel de impact și de relevanță pentru trupul lui Hristos din România. Vă mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi telespectatori, vă așteptăm la o nouă ediție Calea Adevărului și Viața, dar vă așteptăm și la întâlniri viitoare pe care ne-am propus să le avem aici, în nordul României, în comunități, alături de slujitori din oastea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze.